avut toate organizațiile de tineret din Maramureș pe scenă. Ne aflăm la a patra ediție a Galei Voluntarilor, organizată de Direcția Județeană de Sport și Tineret Maramureș. Este finanțat din fonduri proprii și sprijin din partea Ministerului Tineretului și Sportului, de aceea acest eveniment are acel ceva care îl face deosebit de celelalte din cursul anului. Plus, ne aduce pe toți împreună și ne aduce o aminte cu drag de cele mai importante evenimente organizate în 2014. De cât timp faceți voluntariat? De foarte mulți ani. Cred că sunt unul dintre cei care au prins și munca patriotică și pe vremea nu știam că îi spune voluntariat. Care este motoul dumneavoastră după care vă conduceți? Cum l-am zis, voluntar până la moarte. Cred că un motto în latină care nu este foarte sofisticat este carpe diem. Trăiește clipa, alături de tineri este foarte ușor să o faci, pentru că ei iau lucrurile foarte în serios, dar în același timp au un spirit volatil, se schimbă de la o zi la alta în bine și alături de ei simți o bucurie. Mulțumesc organizatorilor, mulțumesc tuturor organizațiilor care au venit în acest an și vă așteptăm și în 2015 și vă mulțumim pentru că ați fost probabil prezenți alături de noi la toate evenimentele. Eu pot să spun asta pentru că am fost prezent la cam toate de tineret și așteptăm presa să ia un exemplu bun. A fost greu să organizați acest eveniment? Nu, din punctul nostru de vedere nu. Deja este, în acest an este a patra ediție pe care o organizăm și se pare că de la an la an este mai mult dorită și apreciată de, practic, colaboratorii noștri direcți în activitatea de tineret. Din punctul nostru de vedere sperăm să intensificăm, în general, proiectele derulate cu voluntarii. Asta ne însemnând că eforturile noastre pe care le vom face în ceea ce privește atragerea de noi fonduri pentru proiectele și programele cu greutate din județul nostru nu vor continua, în așa fel încât să avem posibilitatea să punem la dispoziția ONG-urilor finanțări cât mai consistente. Vreau să scot în evidență faptul că în momentul în care în societatea actuală majoritatea indivizilor fac eforturi extraordinare de a schimba pe alții sau pe cei din jurul lor, voluntarii reușesc să se concentreze și să realizeze cu adevărat schimbare pe ei înșiși. Ce mesaj le-ați transmite tuturor voluntarilor? Să înregistreze un progres cât mai mare, cu atât mai mult cu cât vă dați seama că în momentul de față societatea românească are nevoie în general de un progres spiritual. De ce consider că este important ca tinerii în special să facă voluntariat? Pentru că este mai mult decât a face ceva pentru societate, faci ceva și pentru tine. Este un proces de învățare continuă, este un drum către sine însuși și este foarte util să poți să ai acces la tine și din alte perspective decât cele pe care le ai în mod normal. Ce trebuie să faci ca să devii un voluntar de succes? Să înțelegi că fiecare dintre noi poate să schimbe ceva. Fiecare suntem pioni importanți în lumea asta și planul meu în domeniul în care activez este să văd orașul Baia Mare plin de lucrători de tineret care facilitează procesul de învățare al tinerilor la nivel non-formal și informal. De cât timp faci voluntariat? De 3 ani. De 3 ani, sigur. Ce mesaj le transmite voluntarilor? Oameni buni, faceți asta pentru că faceți pentru dezvoltarea voastră, nu neapărat că să câștigați un titlu, că eu nu mă așteptam, nu fac asta pentru titlu, chiar anul ăsta am auzit că este așa ceva și, sincer, merită foarte mult, în primul rând pentru că îi ajuți pe ceilalți și te ajuți pe tine. Deocamdată sunt puțin extaziat, ne așteptam la un astfel de premiu la un moment dat, iată că a venit în 2014 când aniversăm 5 ani de activitate Team for Youth. Cum este munca de voluntariat? Este grea și de o parte și de cealaltă și de partea voluntarilor pentru că ei depun munca efectivă. E puțin dificil, nu neapărat greu, și de partea cealaltă a coordonatorilor de voluntari și a membrilor asociațiilor care oarecum ar trebui să monitorizeze activitățile, să încerce să îndrume voluntarii spre dobândirea unor competențe. Care este secretul unui voluntar de succes?
un voluntar de succes, să știe foarte bine ce vrea să facă. De cât timp faci voluntariat? Deja cred că sunt vreo 5 ani. Cât timp acorzi muncii de voluntariat? În ultimul an au fost undeva la 8-10 ore pe zi, câteodată zi-noapte. Depinde cât de mult e de muncă și ce rezultate vrei să ai după aceea. Ce planuri ai pentru viitor? Nu știu încă, mai am o lună de mandat ca președinte la Liga Studenților. Voi rămâne, cu siguranță voi rămâne în mediul ONG, voi face voluntariat în continuare, însă nu știu sigur. Care este motoul după care te conduci? E și motoul Ligii Studenților, orice e posibil.